mari provocări cu care v-ați întâlnit în activitatea voastră? Să nu fac trei lucruri și niciunul bine. Să fac doar unul. Nu doar campanii din astea, dar și conexiunea oamenilor cu arta cât mai mult. Există Uniunea Artiștilor Plastici. Uh-huh. Republica Moldova nu are spațiul la Bienal. Și ce ține de evenimente, acolo unde artistul se întâlnește cu spectatorul. În ce măsură joburile voastre vă permit să mergeți la tabere de creație, la ședință? Concediu din cont propriu. Artist independent. Total independent și dependent total. Bună ziua și bine v-am găsit la podcastul Moldarte. Eu sunt Tania Ansurețelu și alături de mine este Ghenadie Popescu, artist, pictor, și Victor Frimu, la fel artist, angajat la Teatrul de Operă din Chișinău. Victor Frimu, artist plastic, este pictor decorator la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. A obținut numeroase premii pentru lucrările sale, printre care premiul Valentin Nobert Țăruș, marele premiu la expoziția concurs Noi, Tineretul Creator, de la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș din Chișinău. Ghenadie Popescu, artist plastic, lucrează în medii diverse, precum pictură, sculptură, film, animație, dar este cunoscut și pentru multe performanțuri extraordinare, cum este cel cu mămăliga imensă care a traversat Prudul. Lucrările sale au fost expuse în galerii din Chișinău, Paris, Viena, Düsseldorf, București. A participat la reședințe din Franța și Polonia, iar printre numeroasele premii obținute se numără Premiul Ministerului Culturii din Chișinău sau Premiul Ministerului Culturii și Cultelor din România. Moldarte Podcast. Există inspirație? Sau ăsta e doar un cuvânt? În facultate, la pictură, colegii, noi folosim cuvântul inspirație pentru sindrofii, adică bere, vin, tărie. Asta era inspirația. Sigur că era o glumă, că da. Așa soi de inspirație, probabil că nu mai ești în stare să produci, să fii abil, să faci ceva după atâta inspirație. Mm-hmm. Personal, nu știu dacă neapărat eu am nevoie de inspirație. Eu probabil deja m-am setat la afacerea tot felul de munci. Uite, unele munci au nevoie de o perioadă mai mare de timp, o zi întreagă. Mm-hmm. Altele pe apucate. Inspirație, probabil că este inspirație. În momentul când pornesc, da, vine ceva care... Vine și inspirație. Da, vine, dar așa nu, singur nu, rar vine. Rar vine singur, nu bate la ușă. Sau artistul trebuie să încerce să facă pasul spre ea. Pentru că e bagajul de cunoștințe, inspirația, e tot ce ne-ar putea pe noi ajuta să construim ceva, să creăm o idee, da. Eu am vrut să vă întreb pe amândoi și o să încep cu tine, Victor. Cine te-a inspirat? Cine te-a marcat la începuturi? De mic stăteam cu bunica. Și dacă cunoști războaiele de țesut... Sigur, cunoști? Am păi, un acasă. Am stat și am... Nu doar am privit, dar și am ajutat-o pe bunica de la începutul... Când întindea ea ațele... Urzala, da. Da, și pe fusul la care trebuie final, aruncat. Până la creația completă. Uh-huh. Până ieșea covorul de pe război. Și o ajutam la colorat ața, la pus pe suveic, la tot. Aha. Și tot procesul ăsta al ei m-a făcut, de fapt, m-a educat să am răbdare și să înțeleg cum e să creez ceva. Era plăcerea în proces. Dar era plăcerea în proces și asta mi s-a pus la suflet, așa, ca pe o dragoste. De acolo cred că începe atracția mea și direcția de a merge spre iubirea de artă. Și m-am mai luat și la biserică. Văzusem pentru prima dată pictură în biserică, îți dai seama, la 4, 5, 6 ani. Te impresionează icoane mari pictate. Icoane, da, pictate. Muzica, atmosfera de acolo era totul... Și de acolo până pune mâna pe pensul, câte ani a trecut? Deci, în clasa a șasea... Aha, ai hotărât să mergi la școala de pictură. Am hotărât să merg la școala de pictură pentru copii. În sat avem școală de pictură. Uh-huh. Și, uite, acolo am deschis un orizont mare. Având și bibliotecă mare de studiu, am văzut mulți artiști, i-am citit, i-am analizat. Ca să ajungi acum să
fii pictor la Teatrul de Operă din Chișinău ca să ajungi acum, adică bazele s-au pus acolo, la războiul lui bunica. Da. Războiul artistic vorbind. Cuvântul ăsta acum ne distruge emoțional când îl folosim, având în vedere omonimul. Gnadi, pe tine, ce te-a marcat? Ce te-a făcut să fii devotată artei, la începuturi? Cred că și la mine în peisaj există bunica, bunica Agafia, okay, care era mai mult pe partea verbală. Ea venea cu povești care nu le-am mai auzit. Cumva educativi, un pic naivi, dar cred că ori le născocea singură, ori avea, nu știu, o sursă. La rândul ei cineva i-a spus altceva. Oricum, eu destul de târziu n-am avut surse. Școala de copil. Școala, literatura nu le-am avut. A venit destul de târziu, deja după 20 și. Okay. Adică târziu cumva și cumva foarte repede virusul ăsta s-a răspândit. La 20 de ani? 20 ceva, 25 probabil. Da, destul de târziu. Când deja lumea face masterate sau chiar și mai mult. Nu, la facultate, la 20 de ani, dacă mergi fiecare an și nu pierzi nimic. La 25 deja ieși din academie. Da, dar oricum ai făcut Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice? Bine, actuala. Cumva, cumva am făcut. Am fost ilegal. Nu am fost student cu... în careva listă acolo. Uh-huh. Dar am avut cumva un soi de noroc și am dat peste un grupă foarte faină, un profesor cel mai bun, și am stat cu ei 5 ani. Adică neavând mari obligații, adică mi-am făcut cumva doar plăcerea acolo. Să înțeleg că acest profesor te-a marcat de-a lungul vieții sau da, în tinereță? Da, 20 de ani te marchează profund. Cumva vârsta, eu eram cumva în mijloc ca vârstă între profesor și ceilalți colegi. Ah, okay. A fost cumva și eu un soi de, am avut o funcție de legătură și cumva ne-a fost bine împreună, eu zic. Dacă nu era el, acest profesor de la Academia de Pictură, nu era să faci? Probabil că mergeam, stăteam, vedeam cum stau lucrurile, că eu venisem la Chișinău cu o mapă de desene, creioane colorate, naive de tot, dar aveam, nu știu, necesitate de a face asta. Dacă nu era să pictez, ce era să te ocupi? Probabil că ajungeam și eu undeva la cules căpșuni, la caș. Adică nu vezi o altă profesie? N-am reușit să intru în trenul în care, pentru că eu cumva sunt prima generație care a plecat în România la învățat, aici era cam haotic în perioada aceea, anii 90. Și n-am reușit să intru. Eu cumva eram setat cu tot un altă parte, mă refer la spațiul sovietic, dar odată ce a dispărut, cumva m-am trezit în așa, în ce facem? Artist independent. Da, independent. Total independent și dependent total, în același timp. În același timp, da. Da. Să înțeleg că în mare parte ești autodidact? La facultate am prins niște lucruri care nu ai cum să le iai din cărți sau din auto. Didact, acolo da. E să fierbe ceva împreună. Și în decurs de o perioadă de timp, care nu-i mic, 5 ani, în care apare un soi de siguranță în pașii care faci. Și starea asta sau diapazonul de risc în care poți merge cumva, el și e asumat, e clar. Fiind singur pe contul tău și colectând informații de peste tot locul, acum e posibil, ai o sumedenie de deschideri în care poți să crești chiar. Da. Dar ceea ce dă colectivul, ceea ce face lumea care se ghiontesc împreună, nu poate da. Nu poate da. Internetul și... Nu, asta e apă de ploaie, da? Care face planta să crească cu altă vigoare decât apa de la robinet. Probabil că e cumva în felul ăsta. Haideți să vorbim și despre artiștii care v-au marcat de-a lungul vieții, adică pe care i-ați urmărit, să zicem. Gnadi, la tine este profesorul de care spuneai. Profesorul ca om viu, da, dar și artiști. Istorie? Da, vorbind așa din... Păi sunt mulțime, eu zic. Da, să zicem doi, top. Doi. Dacă vorbim de pictură, că eu tot am început cu pictura, eu cred că e Pietru și Pavel. Adică Peter Bruegel și Paul Klee. Adică ambii sunt cumva într-o zonă diferită, la vreo 500 de ani distanță. Dar cumva
tot crește interesul meu pentru ei, tot crește într-o măsură în care nu pot explica. Cumva sunt deja într-o nișă istorică, stau bine acolo, dar și sunt o altă mulțime de alții care cumva nu neapărat din pictura așa mai cunoscută sau poate fi din orice domeniu. Hai să rămânem la Petru și Pavel, că așa ai spus frumos. Da. La tine, Victor, care ar fi artiștii care te-au marcat, care i-ai urmărit de-a lungul vieții, de-a lungul carierei tale de artist? În primul rând m-au marcat profesorii din sat, apoi de la Colegiul de Arte și de la facultate, desigur. Dar să le spun numele: Grigorie Stamatei, primul profesor, Ghenade Jalbă la Colegiul de Arte și domnul Iurie Matei de la facultate. Pe un plan mai larg, desigur că pictorii, artiștii studiază tot ce s-a făcut până la ei. Am fost atras de anumite curente, dar hai să zic Dalí și Leonardo da Vinci. Desigur că m-a marcat mulți mai mulți. Caravaggio, Dürer, Bruegel. Haideți să trecem și la partea asta din management. Cum arată viața unui artist? Cât este creativitate și cât este management? Foarte puțin la sută management. Okay. Creativitate și muncă cel mai mult. Uh-huh. Management atât cât reușesc să postez pe rețelele de socializare, ăsta e cel mai bun management, pentru că acolo toată lumea vede, recomandă, trimite link de la unul la altul dacă e interesat de o pictură. Și practic răspund la mesaje când am o solicitare de un tablou sau... Mai există niște cerințe din partea galeriilor. Galerii de artă contemporană, care cumva găsesc de cuvință că anumite lucrări se potrivesc la anumite evenimente. Okay. Au fost și de este. Cred probabil cel mai mult au fost de este. Dar în mare parte galeriile au apelat la tine și nu tu ai făcut managementul ăsta, nu tu ai contactat pe ei. Nu. La mine e cumva paradoxal. Unde eu merg conștient că vreau, nu merge. Unde eu stau liniștit acasă și cineva bate la ușă, merge. Cumva așa. Cel puțin până la moment. Trebuie să fii prezent acolo unde și lumea e prezentă de tot timpul, social. Tot stau pe rețele. Aha, trebuie pe internet poți să te promovezi. Da, cel deci, mai mult. Acum îmi fac reclamă, am o pagină de Facebook, da, <te rog. laughs> care e doar artistic construită, nu pagina... Da, nu personală. Pagina de artist, da. Și se numește Victor Frimo. Se numește Victor Frimo Art. Art. Haideți să mai promovăm una. Am o platformă unde stau file-urile. Iată pe asta, hai să o promovăm. Cum se numește platforma? Platforma? Ai uitat. Nu am uitat, dar platforma a fost inițial construită pentru altceva și se numește deportări.media. Deportări? Deportări, da, pentru că am făcut... Este o platformă plătită în care aveam nevoie de material, video, fiecare săptămână și atunci trebuia să am una cumva cu spațiu mai mare. Că inițial aveam platforma mea care era una de bază, plătit și mi-era suficient pentru materialul meu. Și asta cu deportări a fost pentru interesul meu, pentru istoria orală. Am făcut mulți ani la rând interviu cu oamenii care au fost deportați în anii 40 și s-au adunat acolo 100 și ceva de interviuri. Audio, și, video? Video. Uh-huh. Video, adică interviuri, exact cum facem acum. Ok. Și la un moment dat contul meu personal, care era pe numele meu, m-a explodat. Cineva și-a făcut acolo, mă rog, nu știu ce. Și am rămas să-mi postez materialele pe platforma asta care e cu deportări personale. Și de ce ea se numește platforma deportări 1941-49? Dar cum credeți că se raportează oamenii din Moldova la arta, în general la artă și în particular la arta voastră?
care a fost, sau care din punctul tău de vedere, diferența dintre a se raporta la artă și la creația ta, publicul din Moldova și din afară? Ai văzut ceva diferit? Ai simțit ceva diferit? Diferența este. Publicul din afară e mult mai numeros și sper și la noi. Deja am observat că în ultimul timp încep să fie și la noi numeroși la festivaluri. Okay. Și apropo, mă bucur că se fac festivalurile la noi acum într-o formulă mai complexă. Okay. Și pictură, recitaluri de poezie, toate ramurile posibile. Okay. Dar lumea se raportează în afară mai bine la artă. Sunt mai receptivi. Posibil că suntem cu câțiva ani în urmă. Crezi că e vorba de educație? Da. Sau e vorba de situația, să zicem, economică, având în vedere că suntem o țară în proces de dezvoltare și atunci, în primul rând, o să ne gândim la cum ne plătim creditele și apoi o să ne gândim la ce spectacol mă duc azi sau la ce expoziții mă duc azi. Da. Suntem cu mult timp în urmă. Nu știu, hai să zicem 10-15 ani, poate 20. Nu s-a investit, în timp nu s-a investit și nu s-a pus accentul pe asta, din păcate. Și asta se observă în timp. Da. Am avut o aventură cu Izic pe perioada de mămăligă. Făceam tot felul de chestii care cumva erau obiecte, eu le ziceam, înmămăligite, acoperit cu mămăligă. Și cumva au vreo 3 ani a durat interesul ăsta. Cu el am participat în România, am avut și o personală la București. După care făceam tot felul de chestii geografice, adică deplasări. Am avut o aventură cu mămăligă uriașă de la Chișinău la Iași, am cărat-o. Pe un fund normal, așa cum îi stă bine unii mămăligi. Okay. O aventură de vreo 6 zile, am făcut-o în 2 cu Sergiu Terente și tot felul de alte chestii de astea geografice care, până la urmă, au fost solicitate și în altă parte. Reacția lumii. Am avut-o chiar imediat în momentul când făceam, când eram în procesul facerii. Adică am avut segmentul moldovenesc, segmentul românesc. Cumva, mămăliga era recunoscutibilă în ambele părți. Lumea reacționa la fel, cumva. Ce cu asta, mă? Ce faceți voi, mă? Și de felul ăsta. În galerii, da, sunt de acord cu Victor, cam asta e un pic s-a investit mai mult acolo în consumul artei. Aici la noi cumva uneori lumea chiar e și agresivă. Agresivă în reieșind din limitele pe care îi cunosc despre artă, ce este artă, și atunci cei ce nu intră în felul lor de a înțelege este cumva luat în furci. Cumva. Mai ales dacă ține de niște abordări mai sociale, ci ține de problematica noastră. Dacă ar înțelege această asta, n-ar mai fi agresiv. Mă întorc la investițiile în educație. Nu înțeleg. Și atunci există confortul ăsta omului care a însușit un lucru doar dintr-un punct de vedere. Și atunci avem ce avem. Ți-amintești cumva când a fost prima ta expoziție? Cine a organizat-o? Nu, a fost o expoziție comună la una de biblioteci de aici din oraș și nici n-am știut că eu expun, pentru că eu, nefiind cumva sigur pe produsul meu artistic, dar colegii au profitat de situația când eu eram plecat la țară și au expus și lucrarea mea. Și eu am reușit să o văd deja expusă. Am avut cumva, dar ce e asta? Dar cum ți-ai fi dorit să fii prima expoziție? Nu cred, acum pot să-mi amintesc dacă am avut dorințe de genul ăsta. Mai puțin, mie era suficient stările astea care le aveam de la proces. Cumva la mine s-a produs repede, n-am avut pașii ăștia mici care reușește cumva să ai un calm, dar la mine era cumva prea, mă simțeam cumva agitat de tot ce se întâmpla cu mine cam brusc în perioada aceea.
Când nici prin cap nu era ce ar fi, cum ar fi să vând lucrarea. Eu puteam să, dacă mă întrebai atunci, eu ți-l spuneam că trebuie să mergi în piața centrală și stai cu ea acolo pe o tarabă și să aștepți când vine cineva să ți-o întrebe. Da. Cred că așa e la mine era atunci construit, adică îmi închipuiam cum stau lucrurile. Victor, cum ai avut cum ai organizat prima ta expoziție sau cum s-a întâmplat ea? Prima expoziție personală? Da. A fost în timpul facultății, în timp ce studiam la facultate. Ok. Dar nu țin minte care a fost din ele prima. Am avut la colegiul de arte. Da, la colegiul de arte. Plămădeală, am zis să fac prima expoziție acolo, având studiile făcute la colegiul de arte. Mm-hmm. Cine te-a ajutat? Eu personal am discutat cu administrația de acolo, dacă e liber spațiu. De fapt, am făcut-o mai mulți colegi, pictori doar eu, și ceilalți erau din domeniul sculpturii, sculptori. Ok. Există modalități prin care un artist poate să aplice la niște fonduri, la niște finanțări, ca să fie sprijinit de Ministerul Culturii sau poate din afară. Există poate mici granturi, ca atunci când artistul are o idee, până să ajungă la materializarea ei, să obțină niște ajutor, să zicem, niște fonduri, niște finanțări. Voi ați aplicat vreodată la astfel de finanțări? Eu nu am aplicat, dar am profitat de un grant de la CNC, Centrul pentru Național Cinematografie. A aplicat altcineva, dar până la urmă ăștia care au aplicat cu scenariu s-au trezit într-o situație că nu pot face, nu pot duce proiectul la cap pentru că s-a destrămat grupul. Și atunci băiatul care a fost responsabil s-a adresat la mine știind că asta e tema mea și cumva eu am profitat de sprijinul ăsta financiar, CNC, care nu e atât de mare, mai ales pentru animații, da. Care mi-a luat 10 luni, am produs un material de 16 minute, o animație. Am înțeles, dar în perioada în care lucrai cu Mămăliga și cu aventurile... Nu, astea erau pe cont personal toate. Tot ce făceai din banii proprii. Da. Adică aici trebuie din start să ai un anumit potențial financiar mare ca, da. ca să faci drumul ăsta. Spre exemplu, eu vreau să merg la Veneția în momentul când se întâmplă Bienala și să-mi trag acolo în spațiu și pun niște lucrări, cum a făcut-o aici Nicoleta Stati, spre exemplu, da? Uh-huh. Bine, dar așa, mare majoritatea lumii nu are așa potențial. Și atunci profită de existența o sumedenie de platforme, gen reședințe, care sunt foarte bune. Dar de câștigat de acolo oricum nu ai, pentru că banii care sunt dați acolo sunt bani pentru a supraviețui destul de buni, mai ales pentru basarabeni care obișnuiesc da, așa cum mai puținul. Și poți face niște mici economii, dar... nu-i vorba de câștig. Nu ai cum să câștigi de acolo. Ca să te duci la, să zicem, la Bienala de la Veneția, trebuie să aștepți o invitație sau poți să te duci de capul tău? E o chestie mai complicată, mai ales că Republica Moldova nu are spațiu la Bienală. Poți fi invitat în alt pavilion, nu știu, a României, a Ugandei, a Braziliei, ca artist particular. Dar am dat exemplu ăsta ca să zic, uite, moftul unui artist, da, și puterea lui de a penetra niște spații, niște impedimente și a ajunge acolo unde vrea el, e mai rar. Și majoritatea cazurilor, el este determinat de un potențial financiar substanțial. Eu, spre exemplu, n-am mare chef să ajung la Veneția. De ce? Nu, dar am chef să ajung la o reședință de vreo un an de zile undeva, nu știu, în sudul Franței, să lucrez pe un proiect. Eu am aplicat la o reședință care vroiam tare să ajung în Danemarca, pe animație documentară, dar până la urmă mi-au refuzat. Mă rog, și-au motivat de ce și-am... Care sunt criteriile prin care ei te aleg sau nu te aleg? Unul din criterii care pentru ei era foarte important, asta este elementul pedagogic, dacă artistul respectiv ar putea preda la tineretul de acolo. Pentru că ei se gândesc cumva foarte
mă rog, să-și câștige și ei niște să aibă dividende, și niște profit. Da. Și atunci artistul care vine ar trebui să aibă în CV-ul lui, sau nu știu, un background de pedagogie, nu știu ce. Plus mai era și o chestie care cumva, așa, cumva e un pic sună straniu, cota artiștilor din afara Uniunii Europene este mult mai mică. Probabil chiar și o chestie de, nu știu, de careva confort de menținere relațiilor financiare sau nu știu de care. Și cumva astea au fost câteva motive care mi-au... Proiectul a fost susținut de specialistul de animație, a zis că mai este de lucru, dar cumva se potrivește ca manieră în tema aleasă. Dar în proiecte de genul Mămăliga, există posibilitatea să participi la tabere de creație sau reședință? Păi am participat cu Mămăliga. Cu Mămăliga la care participat? La o tabără de la Cucuteni. Cucuteni Iași. Era în cadrul unui proiect? Da, așa, am lucrat cu copiii, am făcut măști de Mămăliga. Trosneau fălcile la copilaș. Da, a fost cumva vesel. Eu înțeleg că toată activitatea este foarte instabilă și că să câștigi cât de cât stabil, să poți să trăiești cât de cât stabil, trebuie să-ți iei pe lângă partea ta artistică un job. Victor, tu ești angajat la teatru de operă și balet. Ghenadi, tu ești și tu la fel angajat, mergi la muncă. În ce măsură joburile voastre vă permit să mergeți la tabere de creație, la ședință? Ai un concediu pe cont propriu și se rezolvă. Ok. Dar dacă e vorba de un an... De un an mai complicat, n-am da, avut. N-am avut ieșire de un an. Tu ai fost Victor la tabere de creație. Cum ți-a lăsat job atunci? Concediu din cont propriu. Câștigi din într-o parte, pierzi din alta. Și... Cam altfel n-ai cum, n-ai cum altfel. N-ai cum. Moldar de podcast. Dar care haideți să le subliniem. Cele mai mari provocări cu care v-ați întâlnit în activitatea voastră? Păi, la mine sunt problemele foarte clare. Spațiu și timp. Toți au problema asta. Spațiu și timp. La am un spațiu fel. mic, aha, fizic, în care eu încerc să-mi fac lucrurile. Da. Și timp, adică ar fi, nu știu, ar fi super fain să fac doar asta, să nu mai fac și altceva. Să nu fac trei lucruri și niciunul bine. Dar să fac doar unul. Cum e posibil asta? Eu nu văd soluția cum e posibil să fac doar asta. Asta e un lux care cine poate și să-l asigure? Eu personal n-am găsit rezolvare, n-am găsit soluții la asta. În afară există artiști care cu asta doar sunt? În afară e și mai dur. Dacă aici există niște lipsă în gard și în care poți trece pe de-a dreptul, în afară e și mai complicat. În sensul că... Concurența e mai mare? E mai mare și prețurile sunt mai mari și totul e mai... De ce există respectul față de oamenii care produc asta și de produsul lor, într-un fel, pentru că viața e mai dură acolo. Aici, pur și simplu, ai un soi de haos, un soi de nu știu, lucrurile nu sunt puse la cap, nu sunt bine înșurubate și cumva scârță-i tot. La ce te referi? Hai să dăm niște detalii. Și șuruburi ar trebui de pus? Păi dacă știu. Dacă știu cum să rezolv problema, ai rezolvat-o? Cunoscând cum stau lucrurile la noi. Eu nu cunosc cum stau lucrurile la noi în sensul care șurub trebuie acum de strâns. Da? Și e important să nu greșești, că dacă îl strângi pe ăsta tare, ai tot riscul să risipească totul. Tu ca artist, pentru că te confrunți cu problema spațiului, uh-huh, ai un atelier micuț în care tu nu te simți artist în toată legea, să zicem așa, sau artist, așa cum ai vrea tu. Eu nu pot mișca fizic, nu că sunt artist. Simplu, atât de mic și toate picioarele astea de la lumini, de la toate stativele astea, fac din procesul de lucru un coșmar întreg. Tu ai putea ca artist să vii cu propuneri sau să poți fi susținut să-ți ofere de la Ministerul Culturii, de exemplu, un spațiu mai mare? Nu, nici prin cap nu mi-a trăsnit așa ceva. Pentru că îmi dau seama. S-am trăsnit eu. Nu ești prima care mă bate la cap cu asta, dar zic, băi, dar
ci sunt niște cuvinte care nu se proiectează nicăieri, adică el la mine nu ajung. Mai ales că eu tot le am în cap asta. Cum de făcut? Cum de făcut să fie bine? Dar când făceai pictură sau când făceai aventurile cu Mămăliga, proiectele cu Mămăliga sau alte chestii în afară de animații, care atunci erau provocările? Uh-huh. Cu ce probleme te confruntai atunci? Una din probleme era obținerea permisiunilor de a executa asta în spațiu public, care personal, probabil că aveam mai puține șanse. Și fiind în careva proiecte de grup, se ocupa altcineva. Okay. Cumva, pentru mine asta... Era un ajutor mare. Păi enorm, că eu nu puteam să obțin permisiunea de a trece peste granițe cu chestia asta, ci cu asta, na? Nu puteam să exprim. Sau am avut un proiect în București cu... Eu trebuia să-mi dau cu... Să calc pe o greblă 4 zile, să-mi dau cu grebla în cap. Și persoana care a îmblat pe la primărie și a cerut autorizări pentru lucrări, chiar erau mai multe proiecte, păi s-a înglodat la proiectul meu că persoana care trebuia să dea undă verde lucrării, proiectului nu înțelegea ce cu ăsta care vrea să-și dea cu grebla în cap, nu înțelegea. Doamna explica că, uite, ține de asta, de asta, de asta. Și a fost un proiect cu sumedenie de bonusuri pentru mine. Am scanat societatea, adică zona. Reacțiile oamenilor a fost atât de diverse, un diapazon de nici nu m-am imaginat. Și performance-ul cu grebla pe care l-ai făcut la București, uh-huh. L-ai făcut și la Chișinău sau în Moldova în general? Nu, acolo am fost invitat. Ok. Nu aș mai avea chef să-mi dau cu grebla în cap și la Chișinău. Ai fi mai puțin înțeles? Nu, probabil că și aici lumea va reacționa, pentru că există un anumit procentaj care e cumva e predictibil și în sensul aprecierii și în sensul dezaprecierii. Și acolo, iarăși, la București, majoritatea care se apropiau, manifestau un interes, erau străinii. Tineri străini care vorbeau în engleză, mă întrebau dacă am nevoie de ajutor, ei credeau că e un soi de acțiune de protest. Ah, ok. Un soi de self-punishment, cum ar fi. Uh-huh. Cumva despre... Grevă ceva, cum la noi. Culpabilitate, da. De atâtea ori calc pe greblă. Și chiar a făcut un mecanism care putea fiecare să vină și să aleagă. Pe coada greblei era pus un soi de chestie de buretă. Unul roșu și unul albastru. Pentru fete și pentru băieți. Și fiecare și alegea. Ca să nu fie chiar cu coada, cu lemnul, să-ți dai în cap. Okay. Și era confortabil, îți dădeai cu asta în cap cât doreai. Uh-huh. Și pe partea de pictură, ziceam, de provocări. Cu pictura încă am pierdut legătura. A fost o perioadă când nu mă închipuiam că aș putea fără, pentru că cam asta era cumva. De ce ai lăsat pictura? Păi m-am lăsat-o în primul rând când nu aveam spațiu de... Și atunci a coincis cu angajarea mea la muzeu, în care mi-a apărut un spațiu, dar nu era pentru pictură nicicum, dar am dat de tot soiul de obiecte. Făceam obiecte. Construiam tot felul de lucruri care cumva, cu niște mici mutații genetice, obiecte recognoscibile. Am încercat să mai continui, lucram afară, în spațiu, dar nu era... Nu. Și după asta, treptat, m-am fixat pe altceva. În principiu, cam aceleași centre în creier au fost, și-au primit doza de endorfină, de satisfacție de la altceva deja material. Tu te regăsești, Victor, în ce spune Ghenadi? Provocări de genul cu spațiul nu am avut. Uh-huh. Și dacă ajungeam, am avut marele noroc să fiu invitat să lucrez la teatru de operă. Și atunci ți-ai făcut și din atelierul de acolo? Am avut spațiu, da, mi s-a oferit spațiu, uh-huh. M-au asigurat cu spațiu aici. Și în timpul liber stau acolo și tot lucrez. Acolo, am înțeles. Da. Artistul trebuie să-și promoveze arta sau presa de cultură? Ambii. Bine, atunci presa de cultură ce ar face? Eu zic și artistul trebuie să dea din coate dacă vrea rezultat mai rapid, mai mare, mai amplu, mai... Nu știu ce ar fi, independență de produsul care îl face. Spre exemplu, o pictură, cred că ar fi mai bine să fie folosit și de artist și de presă și de tot, pentru că eu
ea oricum vrea să ajungă la cineva în casă. Oricum nu poate artistul să picteze, că la un moment dat nu o să aibă spațiu în atelier. Dar obiectele de care ziceai că le-ai făcut, uh-huh, se vindeau? Iarăși nu mă gândeam la... Dar nu, s-au vândut? Nu, Mămăliga nici într-un caz nu, vândute. Nu, Mămăliga nu, dar vorbesc despre obiectele astea care s-au întâmplat între Mămăliga și animații. S-au mai vândut ceva. Adică tu ai vândut? S-au mai vândut ceva. Se vinde sau nu arta? Iarăși cumpără galeriile sau uneori chiar colegi artiști. Adică așa nu mi-amintesc dacă cineva a venit și uite, eu vreau asta să o iau cumva. Plus la asta, uneori îmi vine greu să pun un preț anumit, pentru că sunt făcute din materiale absolut triviale. Lemn, nu mai știu ce acolo. Și atunci există oameni care fac asta și nu au problema să ridice un preț care pentru bugetare al de mine sunt destul de bani grei. Uh-huh. Înțelegi? N-am făcut-o. Victor, tu ai vândut? Din tablourile tale? Aici? Da, în Moldova. Da. Le-ai promovat singur sau le-a promovat presa? S-au auzit pe rețelele de socializare. Aha, de mine, de acolo. Cred că din interviuri, emisiuni, recomandări, toate sunt o sursă de a-l face pe cineva să ajungă la artist să cumpere. Și într-adevăr trebuie să lucreze ambii la promovare și artistul. Și artistul, da, desigur. Mult Arte Podcast. Mie mi se pare că se scrie în afară mai mult despre arte decât la noi. Scrie mai puțin la noi. Noi suntem numeric mai puțin. Suntem doar Chișinău și aici o mână de oameni. Și cei care scriu și cei care fac. Hai să mergem la vecini în România sau în Ucraina. Bine, mai mult România. Pe acolo sunt mai multe centri în care există o diferențiere, există o altă circulație în internă, alt metabolism. Aici, pur și simplu, suntem bucată de... Și alt buget. Și alt buget, tot aici mai mic. Adică, dar voi v-ați gândit să plecați într-o piață mai largă, cum ar fi România, și să aveți acces la acele bugete, la acel public, la acea presă de cultură mai mare decât la noi? Eu n-am avut așa. Poate sunt cazuri când ceea ce artistul respectiv sau cu tare e mai convenabil să meargă în altă parte, nu știu, din anumite considerente. Dar așa nu văd. Dacă nu are o susținere, nu așteaptă vreo 5 câini cu colace în coadă acolo, atunci, sigur că mai bine să stai acasă. Ar fi bine să fie mai multe ieșiri. Ultima perioadă nu prea sunt, din cauza, mă rog, pandemiei și... Dar ieșirile pentru artiști sunt foarte bune. Nu numai pentru artiști, dar pentru artiștii care au nevoie de comunicare, de anumite verificări a unor coordonate, cum funcționează percepția. Asta e, cu asta lucrează, cu sensibilitatea lucrează artistul, nu cu faptul că am însușit o tehnică sau alta. Asta e și robotul face. Cum v-a afectat criza, pandemia și, iată, ulterior, războiul? Bine, pandemia nu atât de mult, că, în principiu, cam același regim pentru mine a fost de lucru în atelier, dar ce s-a întâmplat cu Ucraina, cu invazia asta tatară-mongolă, e sigur că a afectat. În general, e un soi de... Să împli vasul cu un soi de ură de asta, care nu mie personal, nu-mi permite să stau așa relaxat sau cumva, să caut. Dar nici mare lucru nu pot face. E un fel de blocaj așa, cel puțin în prima perioadă. Acum parcă deja devine obișnuință. Fiecare seară ne uităm la noutăți, ce s-a mai întâmplat pe câmpul de luptă. Trecere de la pandemie la război, pentru o lucrare. Am fost implicat într-un proiect în România cu 4 artiști. Eu de la Chișinău am fost invitat și proiectul inițial vroiam să-l fac pe cumva reșind din situația pandemică, de solitudine. Și atunci am zis să-mi fac un QR code cu mare, de un metru jumate, în pătrat de asta, mare, de vreo 50 de kilograme, un QR code care, scanându-l, îți dădea rezultatul vaccinării mele.
plastic și să merg cu el prin aeroport, la vame, să trec cu așa un QR code, să-l târâi în spate ca Sisyphus. Și am început, îl făceam din placaj și pregăteam modulele astea, chirpicei astea, cărămizelele astea mici. Și aveam vreo câteva căldări deja pregătite ca să mă apuc să clădesc QR code-ul. Și în momentul ăsta s-a întâmplat, adică s-a întâmplat. Deja eram eram deja în câteva prima săptămână și m-am gândit, băi, da, deja nu mai există necesitatea de QR code cu... Deja e o chestie retrogradă, cumva. Și atunci am profitat... E altă prioritate acum. Prioritatea a fost, deoarece QR code se traduce ca quick response, și am văzut în secvența asta, care probabil că e reprezentativă pentru tot războiul cu ruschii voieni carabelii din Ahui. Și atunci am făcut video ăsta, am făcut un QR code cu insula Șerpilui, cu toată dialogul ăsta între... Da? Și am făcut un QR code care te duce la video ăsta când scanezi. Okay. Te duce la video ăsta și am numit lucrarea Leucos de Quickest Response. Adică Leucos este denumirea greacă a insulei Șerpilor. Adică cea mai veche din primii proprietari ai insulei. Și cumva e, de fapt, și o ruină când te uiți de sus. Și e grea, e un pic depresivă, dar, propriu-zis, mesajul e foarte optimistic, foarte rapid, imediat. Pentru mine cam războiul ține de asta. Și între timp cât am reușit, cât eu făceam, cât eu prelucram, am aflat și numele băiatului care a spus. Și ne-am bucurat când s-a întors din prizonier și corabia s-a dus unde trebuie. Adică pentru mine a fost cumva o legătură așa dintre pandemie, în război și pe durata asta eu îmi făceam încă lucrarea. Că casa arde, dar baba se piaptă. Asta a fost cazul meu cu lucrarea asta. Ce apreciere ai primit la ea? Păi nu mai știu, că s-a expus la București, într-un spațiu. Lumea o scana, se auzea în sală vocea rusească, tăioasă, de militar. Cu trimiterea în jurătura aia. Da. Foarte clar. Asta e... Da, acest legătură. Proiect a fost finanțat de către cine? Adică povestește-ne despre cum ai organizat sau cum ai participat la acest proiect. Acum am început de război. M-au găsit, da, de mine organizatoare. Uh-huh. Cred că e aficine, probabil că mare majoritatea proiectelor. Deci în mare parte oamenii vin singuri la tine ca artist, da, mai mult, te invite mai la mult. Proiecte. Așa cum a fost și asta cu pandemia și război și QR code. Da, pentru că nu reușesc și nu mă ambiționez să particip și la alte în afară de animație. Nu ați-mi ia totul energie. Dar este în avantajul tău să fii tu invitat și tu mai mult să creezi, probabil, decât să cauți tu evenimentul la care să participi. Cumva da. Îți gâdilor lea că, mă rog, ego-ul, da. Dar la mine, cum am zis, e paradoxal că unii merg eu în direcția în care eu merg, nu mi se deschide. Și invers. Dar aud din spate că se deschide altă ușă, merg dacă se deschide. Așa COVID și război, Victor Frimă, pe tine, cum te-a afectat ca artist? Teatrele deja nu mai lucrau, nu ai lucrat nici tu în perioada COVID-ului, în perioada în care am fost restricționat, să zic. Ai lucrat independent în studio? Am continuat și am avut același program de atelier. Am stat pe atelier și am pictat, dar emoțional m-a afectat pentru că e o tragedie ce s-a întâmplat și dacă vorbim și din situația de azi, e o tragedie și ce se întâmplă acum. Și te afectează emoțional. Se poate... de spus că te influențează și în creație. Și dacă ar lua cineva și ar analiza ce am făcut din februarie până acum, și-ar da seama că au o legătură cu ceea ce se întâmplă în jur. Dar eu am mers pe o direcție mai filozofică, între filozofie, psihologie, religie, am băgat de toate. Bine, îmi place și zona asta. Moldar de podcast. Există Uniunea Artiștilor Plastici. Uh-huh. Există niște avantaje ca să fii membru al acestei uniuni? Avantajele este propria,
satisfacție că ești, faci parte dintr-un grup de oameni profesioniști. Uh-huh. Alta, o posibilitate de a avea atelier. Alta, posibilitatea de a participa la expozițiile de grup, fiind membru titular. Uh-huh. Păi, cam atât. Cam atât. Poate mai scap ceva, dar că eu sunt cam... Nu, e cam asta, da. Expoziții de grup aici în țară și se mai organizează și cred că câteva două, trei expoziții de bienală autumnal pe la Bacău, da. Undeva, da. Dacă nu greșesc. Chiar probabil la și la personal ai anumit, nu știu, care e coeficient acolo, anumite vârste sau la anumit o personală în sala Brâncuș. Voi sunteți membri ai unei uniuni de genul ăsta, nu contează din țară sau din afară. Da, eu sunt membru a Uniunii Artiștilor Plastici, dar pasiv de vreo 10 ani n-am fost nici cotizațiile, n-am plătit nici... Avantajul, într-un fel, ar rezide și în faptul cum te raportezi. Dai din coate acolo, în cazul când vrei să fii activ sau nu mai știu. Nu am interesele astea, nu am necesitățile astea. De exemplu, din România, în perioada pandemiei, li s-au oferit celor care nu erau angajați. Da, li s-au oferit o susținere destul de bună ca să poată să treacă. Trăiască, da. Și nu cred că doar pictorii. Da, și artiștii în general, interpreți și așa mai departe. Și nu sunt multe dar la avantaje. Noi nu s-a întâmplat asta. Nu sunt multe avantaje, nu știu, n-am auzit. Păi, era să audă Ghenadi, dacă vreți să fii șomaș tehnic perioada pandemiei de la Uniunea Artiștilor Plastici. Dar nu cred că Uniunea are resursele astea. Uniunea fiind un ONG, eu cred că abia se descurcă în sensul financiar. Da, nu cred că e cazul să așteptăm ceva de la Uniune. Uniunea ar fi să diversifice modalitatea de activitate. Probabil că o alt soi de abordare, nu știu, că au resurse, au sală, au artiști, dar într-un fel continuă aceeași linii de expoziție cumva, deja de, nu știu, 20 de ani, cred că, în același fel. Ea devine puțin interesantă. Nu sunt resurse, înțeleg. Dar nu e interesant în sens, băi, hai să vedem ce se întâmplă acolo. Știu despre o campanie care încerca să promoveze ideea că artiștii nu se hrănesc din aer. Se referea și la artiști din muzică și la cei din alte domenii, da? Uh-huh. Știți despre ce vorbesc? No. Era și pe la televiziune așa o campanie, că noi nu ne hrănim din aer. Lucrurile noastre trebuie cumpărate. Știți despre ce vorbesc? Da, ceva mi-aduc aminte. Există șansă ca astfel de campanii să aibă un efect? Se poate de făcut și nu doar campanii din astea, dar și conexiunea oamenilor cu arta cât mai mult. Și ce ține de evenimente. Acolo unde artistul se întâlnește cu spectatorul sau cumpărătorul față în față. Bagheta magică spre cultură, spre educație, spre Ministerul Educației. Acolo trebuie să... Ah, ok. Deci de acolo de mai la bază. Da, cred că avalanșa trebuie să fie mult mai mare decât se face la noi, că mi-a dat o senzație de lipsă de energie. Doar să fac niște chestii cumva doar de dragul pozatului și postului pe rețelele de socializare. Și atunci nu, ele aproape că nu au rost. Ele se întâmplă, nu știu, 10 pe an, da? În fiecare lună să faci ceva, e prea puțin. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Noi am reușit, sper eu, să subliniem câteva provocări cu care v-ați confruntat. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim. Cu mare drag. O zi frumoasă.